Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu avarierea autoturismului, iar tânărul aflat la volan a scăpat doar cu o sperietură. El a recunoscut că a fost neatent din cauza telefonului, precum și că avea viteză destul de mare. Mașina pe care o conducea dinspre Silos către intersecția de la Parcul Alei a trecut peste bordura trotuarului și a plonjat în viroaga din marginea străzii. M-am uitat la telefon și trebuia să mă întâlnesc cu taică-mi și toată. Ați avut viteză? Cred că am avut undeva la 80, 70, 80, nu știu exact. Dacă m-am uitat, era prea târziu, eram undeva pe aici. Veneam din partea aia. Și nu, n-am mai putut. Am călcat frâna, am călcat-o degeaba, m-am dus. Aveam pompa de abia stricată și nu-mi ținea de aici. Ați pățit ceva? N-am pățit absolut nimic, după cum vedeți. Bine, doar m-am speriat puțin și atât. E bine că n-am lovit pe nimeni. Asta e tot ce pot să spun. Mașina, asta e. Conducătorul autoturismului BMW matriculat în Anglia a circulat pe Alia Plantelor din direcția Silos către Podbizet, iar la intersecție cu Bulevardul Mircea cel Bătrân nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, a intrat în coliziune cu bordura din spatele dumneavoastră, după care a plonjat peste calea ferată, intrând în coliziune cu un copac. În urma impactului nu s-au produs victime omenești, doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost sancționat cu 6 puncte de amendă, ceea ce înseamnă 630 de lei.